Da, se termină cu lucruri frumoase și îmbucurătoare pentru Asociația Clubul Sportiv Olimpic Iași. Anul acesta, într-un an greu pentru toată lumea, noi am reușit să avem sala noastră proprietate, sala Clubului Sportiv Olimpic Iași. Un an cu multă muncă, un an cu mult efort, dar se vede că atunci când nu mai poți, mai poți un pic, așa cum spune arta marțială. Și foarte important că am reușit, iată, să cumpărăm și să avem în proprietate o sală de sport a noastră, amenajată, zic eu, la standarde normale, la standarde bune și frumoase, de, în care copiii pot veni în sală să se antreneze, să învețe principii corecte de viață, să devină mai frumoși, mai puternici și, bineînțeles, mai pregătiți pentru viață. Ca performanță personală, cred că este cea mai mare performanță pe care o poate avea un fondator și un președinte de club, chiar și ca performanță în viață. Să ai un loc, să poți să faci ceea ce știi, ceea ce te pricepi, ceea ce îți place cel mai mult, cred că este cel mai important. Deci, din punct de vedere al performanței personale și al performanței al Asociației Clubul Sportiv Olimpic, consider și cred că anul acesta e unul chiar cu o performanță deosebită. Când mă uit la această sală, îmi crește inima și sunt mândru, bineînțeles, că am de ce. Nu m-aș duce chiar pentru 2021, aș avea curaj să fac un plan pe termen mai lung, adică 2021, 2025, poate 2026. Ne dorim, atât eu cât și cei care ne susțin, ca în această locație să reușim să construim un complex sportiv care să aibă 1200 de metri pătrați funcționali, dotat cu cel puțin 3 săli de diferite, știu eu, structuri, ramuri sportive. Spune-mi ceva despre sală, dacă poate e deschisă și cine vrea să cum se participa. Absolut, asta este, de asta am investit aici, de asta am muncit anul acesta. Sala este deschisă, inclusiv altor structuri sportive, de aia am pus CS Olimpic Multisport, pentru că așteptăm orice structură sportivă pentru a funcționa, pentru a face sport, pentru orice disciplină sportivă este bine primită la noi în sală. Este important, de altfel, să venim în sprijinul copiilor, să venim în sprijinul părinților, să venim în sprijinul, în primul rând, al tinerilor, dat fiind faptul că trăim vremuri foarte grele. Copiii au nevoie de locuri frumoase, de locuri unde să-și piardă timpul constructiv, pozitiv, au nevoie de oameni care îi pot învăța, așa cum eu cred că de-a lungul timpului am dovedit-o. Sensei Pascaru Pătrăhăru, care este colega și antrenorul Clubului Olimpic Iași, de asemenea a dovedit-o prin scoaterea multor campioni europeni și mondiali de-a lungul istoriei. Da. Ce pot să spun? Este foarte important că putem oferi copiilor un loc curat, un loc bun, un loc într-o zonă a orașului foarte bine poziționată. Deci putem oferi copiilor timp, spațiu și, bineînțeles, sfaturi de viață în condiții optime de lucru. Aș vrea, dacă... să mulțumesc prin dumneavoastră și în primul rând dumneavoastră mass mediei, care ați fost dintotdeauna alături de noi, de karate tradițional, dar aș vrea să mulțumesc câteva persoane care, fără de care nu aș fi putut, fără care nu aș fi putut face această investiție și această sală de sport. Și aici aș vrea să încep cu domnul Virgil Darie, aș vrea să continui cu domnul Vatafi Traian, oameni cu, aș vrea să aduc pe domnul Ghiță Cheștu, pe domnul Marian Crețu, pe domnul Titi Samuilă, oameni care au fost an de an lângă sport, lângă noi, lângă acești copii,
care vor deveni mâine oameni mari și care, iată că, cu sprijinul dumnealor, am reușit să construim un loc în care copiii pot face sport. Hai, ăla ce? Facem. Cu sumi la ce? Facem. Ei! Ia putut!